Dacă proiectele care au nevoie de două treimi din voturi nu vor fi agreate de consilierii locale ai opoziției, primarul Ion Lungu promite că va reacționa. El a spus că se simte deranjat când vede că proiecte dedicate comunității sucevene sunt respinse cu rea intenție, fără o argumentație serioasă. Primarul Lungu s-a referit mai întâi la proiectul care viza amenajarea unor parcuri între blocuri pe spațiile care deja sunt ocupate de vehicule. El spune că nu va lăsa fără răspuns contrele fără temei ale opoziției din Consiliul Local Suceava. Cum va începe început să cam adune? Sunt amente proiecte care intenționat nu sunt votate. Acest lucru mă deranjează. Foarte. Eu le-am lăsat, am zis că sigur că este un nou început de mandat. Domnii consilieri, o sunt noi, se mai familiarizează și cu lucrurile, dar atâta timp cât vor fi pus în uh, pericol și deja sunt uh, proiecte pentru ceveni. Și eu am avut discuții clare și cu cei din opoziție și întotdeauna am făcut așa, de când sunt uh, primar și uh, au mai fost perioade când n-am avut majoritate. Dacă uh, vreți să mă credeți, nici în primul mandat n-am avut majoritate. Și a mai fost și în perioada osr când n-am avut majoritate. Dar m-am înțeles. Am zis, ce sunt proiecte? Și chiar găsesc o logică. Ce sunt proiecte pentru comunitate, în interesul mână? nu văd de ce să nu le votăm. Da? Discutăm de acele parcări care nu s-au votat. Toată așteaptă, toată lumea face presiune și discutam acolo, că nu sunt locuri de parcare. vrem să venim, să încercăm să facem locuri de parcare. Nu mai merge cum mergea odată, că suntem cinstit, am 10 ani, merge, făceam, făceam. acum sigur s a schimbat regulile, avem alte proceduri, trebuie hotărâri de Consiliul Local, trebuie aprobat, vine de cu curtea de conturi, trebuie să ai anexat suprafețe măsurate, inventariate. Protecția mediului. protecția mediului și tot ce vreți dumneavoastră. Și când văd că dacă îmi dați doar de națiuni electorale ca să nu se aprobe acestea, să nu nu Facă lungul, să nu facă PNL-ul. Da. Sigur că, măsura în care nu va trece în Consiliul Local, și nu se termina lumea aici, lumea nu se termină aici, din punct de vedere politic și administrativ, la Socea. Dacă va nu e o vreme de conturi. Exact. Și nu știu cât cei care încearcă să ne pui beță în roate vor culege mai mult electoral din. Eu cred că lumea este sătulă de bălci electoral și doar are un singur interes: să vadă ceva ce se face.